Un cutremur puternic a zguduit centrul Marocului noaptea trecută. Au fost raportați aproape 300 de morți și peste 150 de răniți. Sunt pagube materiale în mai multe orașe. Epicentrul cutremurului cu magnitudinea de 6,8 pe Richter este situat la sud-vest de orașul turistic Marrakech și la 320 de kilometri la sud de capitala Rabat. În afară de Marrakech, seismul a fost resimțit în mai multe orașe de pe coasta vestică a țării și a indus panică în rândul populației. Oamenii au ieșit pe străzi de teamă că li se vor prăbuși casele, potrivit imaginilor postate pe rețelele sociale. În fotografiile și videoclipurile publicate de internauți pot fi văzute case avariate pe aleile orașului vechi din Marrakech, dar și mașini lovite de pietre.